Haideți să deschidem Sfintele Scripturi în Evanghelia după Matei, la capitolul 9, de unde vom citi începând cu versetul 27 până la 34. Matei 9, 27 la 34 este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci a atins de ochii lor și a zis: facă-vi se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când pleca orbii aceia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noradele mirate ziceau: niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau: cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Amin. Doamne Iisuse, sunt convins că între noi astăzi sunt mai mult de doi orbi care și-ar dori să se apropie de tine, pentru că au auzit că tu ești Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aceea te rog, prin cuvântul tău astăzi, încurajează asemenea oameni să se apropie de tine. Te rugăm frumos, prin cuvântul Evangheliei, prin Duhul Sfânt, îngăduie să se nască în mulți dintre noi credință sau să crească, în așa fel încât să îndrăznim să apelăm la tine. Te rog, deschide ochii multora dintre noi ca să vadă cine ești tu cu adevărat, ca Dumnezeu, ca Mântuitor, ca singurul în stare să dea viața veșnică. Îți mulțumim. Amin. Vă rog să vă faceți comos. De câteva săptămâni în biserica noastră, duminica dimineața ne întâlnim cu o minune pe care Domnul Iisus a făcut-o. Și cei care ați fost atenți în săptămânile trecute, ați constatat că în cele două capitole din Matei, capitolul 9 și 10, evanghelistul Matei concentrează, știți câte minuni a remarcat cineva, le-a numărat, ați fost curioși? 10. În două capitole din Matei, în 8 și 9, Duhul Sfânt îl determină pe evanghelistul Matei, cel care scrie aceste lucruri, să pună împreună 10 minuni pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le-a făcut. Cred că orice om care încearcă să înțeleagă lucrurile se întreabă: domnule, de ce aceste minuni concentrate în două capitole? De exemplu, evanghelistul Ioan presară cele 21 de capitole ale lui, știți cu câte minuni? 7. 7. Ori îl găsesc aici pe Matei în doar două capitole, concentrând 10 minuni ale lui Iisus. Și vom vedea, el mai oferă cititorului și altele pe parcursul citirii Evangheliei. Suntem de-abia în capitolul 9. Întrebarea logică este, oare de ce? Mai mult, dacă ne gândim că Matei scrie aceste lucruri pe care noi le studiem la aproximativ 30 de ani după ce s-au întâmplat. Înseamnă că atunci când se așterne și ia condeiul, pana în mână, să scrie aceste lucruri, Duhul Sfânt îl determină, îl obligă pe Matei, din mulțimea lucrurilor pe care le face Hristos, să ia pe aceste 10 și să le pună exact în locul acesta în Evanghelie. Întrebarea mea este, la voia întâmplării o face? Sau urmărește ceva? Hai ne amintim care sunt cele 10 minuni. Vindecarea leprosului,
vindecarea robului unui centurion roman, vindecarea soacrului Petru, după care avem o invitație la ucenicie, o pauză între minuni. După aceea, vă amintiți, Hristos, Domnul, se urcă într-o corabie să meargă în ținutul Gadara. Avem de-a face cu o furtună pe mare, potolirea furtunii. Ajunge în Gadara, eliberează doi demonizați. Apoi, vindecă acel paralitic la începutul capitolului 9, vindecare care ridică semne de întrebare când Hristos spune: îndrezește, fiule, păcatele sunt iertate. Lumea rămâne consternată. Cine e asta că își permite să declare iertarea păcatelor? Nu știe că Dumnezeu o face. Și își spune: ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, zic, ia-ți patul, du-te acasă. Apoi îl cheamă pe Matei să-l urmeze, cel care scrie Evanghelia. După care avem de-a face cu patru minuni: vindecarea femeii cu hemoragie, vindecarea, învierea fiicei lui Iair, o fetiță de 12 ani, apoi cele două de astăzi, vindecarea celor doi orbi și vindecarea prin eliberare a celui mort. Oare ce se naște în mintea unui cititor când vede atâtea minuni, atâta supranatural care abundă, mustește în doar două capitole? Oare ce se naște în mintea lui? Și ne amintim că în capitolul 7, spre finele capitolului, Hristos coboară de pe munte după ce ține o predică de vreo 15 minute, așa o selectează Matei, după care minune, una după alta, 10 minuni. Oare ce se naște în mintea noastră? La ce ne gândim? Vedem pe Hristos care are putere peste bol, peste suferință, peste durere, peste dezastre naturale, peste demon, peste păcat și culmea, peste moarte, pentru că învie fiica lui Iair. Asta mă ajută să trag o singură concluzie, dacă sunt sincer cu textul pe care îl citesc. Adică, aceea că am de face cu cineva care are putere absolută în univers, dragii mei. În persoana lui Iisus din Nazaret găsesc pe cineva care are putere nelimitată, absolută, peste orice boală, peste orice dezastru natural, peste orice putere demonică, peste orice păcat și peste moarte. Asta e concluzia pe care o trag. Și se pare că evanghelistul Matei, mânat de Duhul Sfânt, vrea să mă încurajeze să trag o asemenea concluzie. De aceea concentrează aceste minuni pe care le face Iisus. Haideți acum să ne uităm ce reacție au avut oamenii care au asistat, că noi spunem, bai, dacă eram eu în vremea aia, dacă vedeam eu lucrurile astea, mă, nu-L puneam pe cruce pe Iisus. Am uitat la reacțiile oamenilor. În capitolul 8, în versetul 27, când ucenicii și cei ce erau cu ei în corabie au văzut că Domnul Iisus ceartă marea și vântul și furtuna se liniștește și mai rămân doar spumele deasupra mării liniștite. Uitați ce concluzie trag. 8:27. Ce fel de om este acesta de-l asculte până și, i-a auzit, vânturile și marea? Ce fel de om este ăsta? Oare ce om din lumea noastră poate sta de vorbă cu vânturile și marea? Ce fel de om e ăsta că el poruncește fenomenelor naturii? Ce fel de om e ăsta? O reacție absolut normală. Păi cine e ăsta? Auzi, ce e stare să facă ăsta? Ați auzit, mă, că ăsta, omul ăsta a reușit să liniștească marea, valurile. Azi, ce fel de om e ăsta? O reacție normală. Capitolul 9:8. Când paraliticul acela și iertat de păcate și ca dovadă a iertării este și vindecat de neputință și ridică și zia patul, este văzut de mulțime. Uitați-vă ce face mulțimea. Capitolul 9:8. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care, i-au zis, a dat oamenilor o astfel de putere. Mă, extraordinar! Ai văzut, mă, nevastă, mă, nu m-a spus un cuvânt la asta, i-a spus să-i fie iertate păcatele și apoi să-și ia patul și și-a ridicat patul omul ăsta care n-a umblat. Păi ce fel de extraordinar, ce putere de Dumnezeu oamenilor.
Și uitați-vă care este reacția mulțimii după ultima minune din cele 10, după a 10-a, ia auziți, în capitolul 9, versetul 33. După ce a fost scos dracul din mutul acela, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, nici odată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Și evreii ăștia își cunoșteau foarte bine istoria. Ei știau cine a fost Ilie, știau cine a fost Isaia, știau cine a fost Daniel, știau cine a fost oamenii marelui Dumnezeu. Știau minunile pe care Dumnezeu a făcut prin Ilie, prin Elisei. Și au zis, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Asta e concluzia mulțimii. Dar lângă ei erau farisei, cei care erau cu legea lui Moise în mână și scormoneau în scripturi. Și când au auzit mulțimile că au tras concluzia asta, măi, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel, uitați ce concluzie trag ei. Fețele bisericești de atunci, le pun în ghilimele. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Șocant. Te așteptai ca farisei să zică, da, oameni buni, ăsta e Mesia între noi, ăsta e Fiul lui David între noi, ăsta e Dumnezeul coborât între noi, asta e promisiunea acelui proroc care face lui Moise încă în Deuteronom. O, ăsta e Fiul lui David promis în 2 Samuel 7. O, ăsta este, ăsta e cel așteptat. Oameni buni, nu! Ăsta lucrează cu puterile întunericului. Dar acum am o întrebare pentru dumneavoastră. De ce a făcut Domnul Iisus atâtea minuni în cei 3 ani și jumătate aproximativ în lumea noastră? De ce credeți că a făcut atâtea minuni, atâtea semne, cum le numește Ioan? De ce oare? Citește Evanghelia, zice, măi, fii atent câte minuni, 10 minuni în 2 capitole. Oare eu ce înțeleg când citesc aceste minuni? Oare de ce le-a făcut Domnul Iisus? Oare ce intenție a avut Domnul Iisus Hristos cu aceste minuni? De ce le-a făcut? Aș putea spune, păi, i-a fost milă de oameni. I-a fost milă de oameni. Așa e sau nu e așa? Așa e, dragii mei. Dacă mă uit, de exemplu, în Luca 7, am acolo imagine sumbră. O văduvă își duce la cimitir singura bucurie a ei, unicul copil. Era în localitatea Nain. Era un convoi funebru. Cred că erau puțini la mormântare. O văduvă, un singur copil. Și Domnul Iisus vine cu ucenicii și când o vede, spune textul că a fost milă de ea. S-a apropiat de sicriu și a zis așa, mortului, care era rece. Tinerelule, scoală-te. S-a îmbujorat și a deschis ochii și a rămas șocat. Da, Domnul Iisus face multe lucruri pentru că este milă de oameni. Nu poate să vadă, nu poate să suporte suferința. Cine a cerut Domnul Iisus să elibereze cei 2 demonizați pe care am întâlnit în Matei? Cine a cerut-o? Cine, dragii mei? Cine a cerut-o? Țineți minte? Nimeni. Nimeni. Dar Hristosul lui Dumnezeu nu putea să privească acel chip al lui Dumnezeu din cei 2 îndrăciți, atât de mutilat de puterea demonică, de acea legiune de demoni și mila pentru față de ei, precum și autoritatea peste demoni, le-a determinat să elibereze definitiv pentru totdeauna acei demonizați, să le redea demnitatea de oameni. Așa e. Domnul Iisus a făcut minunile pentru că i-a fost milă de oameni. Dar o să învățăm ceva în această dimineață. Nu acesta a fost primul lui motiv. Nu acesta a fost motivul de căpătâi pentru care Domnul Iisus a făcut minuni. Și dacă ne amintim la începutul Evangheliei în care suntem în capitolul 4, Evanghelistul Matei face o remarcă de căpătâi care ne ajută să ne așteptăm la ceea ce deja am văzut în Matei. Capitolul 4 cu 23 și vom vedea această afirmație o repetă aproape identic la finele capitolului
nouă unde suntem. 4:23. Iisus străbătea toată Galileea. I-au zis, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și auziți, vindecând orice boală și orice neputință care exista în norod. Matei 4:23. Și Matei 9:35, citesc. 9:35. Iisus străbătea toate cetățile, nu doar Galileea, toate cetățile și satele, atenție la ordinea, la prioritatea lucrurilor, învățând pe norod în sinagogi, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Deci Hristos Domnul vine cu un mandat foarte bine stabilit. El învață mulțimile, predică Evanghelia Împărăției și acompaniază predicarea Evangheliei Împărăției cu putere, manifestându-se în vindecarea bolilor, în liniștirea stihilor naturii, în eliberarea de demoni și chiar în învieri din morți. Hristos Domnul se manifestă așa pentru a trage un semnal de alarmă în mintea celor care îl ascultau și îl urmăreau. Prin aceste manifestări, Hristos Domnul încearcă să deschidă ochii celor ce îl privesc și să vadă dincolo de minune pe cel ce le săvârșește. Și Ioan, în Evanghelia lui, atât de clar surprinde acest aspect când spune așa în finele Evangheliei, în capitolul 20, vreau să citesc o afirmație de boltă a lui Ioan, Ioan 20:30, Iisus a mai făcut înainte ucenicilor săi multe alte semne și minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar fiți atenți acum. 20:31. Dar toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, care voi, voi care le citiți, noi care le citim, să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. De ce a săvârșit Iisus Hristos minunile acestea? Pentru că, în primul rând, să trezească în mintea celor ce îl urmăresc interesul pentru omul care le manifestă. Ce fel de om este acesta că îl ascultă până și vântul și marea? Niciodată nu s-a văzut în Israel așa ceva. Cum de-a dat Dumnezeu oamenilor asemenea putere? Păi asta e întrebarea. Oare unde să mă duc cu mintea? La cine să merg? Pentru că sunt în Israel, unde mulțimile așteptau promisiunea lui Dumnezeu prin Deuteronom 18, acel proroc Moise, acel om prin care Dumnezeu va vorbi poporului său și mai târziu lumii, adică acel profet unic, Hristosul, Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. E adevărat că foarte mulți dintre noi vrem o relație cu Dumnezeu pentru avantajele noastre absolut personale. Vrem o relație cu Dumnezeu doar ca să câștigăm ceva de la El. Sănătate, căsnicii fericite, confort emoțional, dar nu știu câți dintre noi vedem în Iisus Hristos pe Cel care a venit cu un mandat clar să ne scape de mânia lui Dumnezeu ca o consecință a păcatului nostru. Nu știu câți dintre noi vedem asta în El. Mulți dintre noi ne mulțumim că El ne-ar vindeca bolile și ne-am mulțumit cu atâta, să ne lase în pace, să ne trăim viața cum vrem noi. Să nu se bage în afacerile noastre, în discuțiile noastre, în căsnicile noastre, în relațiile noastre personale, să ne lase în pace că ne deranjează, simțim că ochii Lui ne stânjenesc pentru că sunt ochii Lui ca para focului și sigur că jenează, deranjează relațiile noastre care nu sunt păcătoase. Acum am văzut 10 minuni, 10 lucrări extraordinare, supranaturale. Ce să fac cu ele? În capitolul 11,
Rețineți că în timp ce Hristos Domnul săvârșea aceste minuni, Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea lui, știți unde era? Nu era în concediu, era în pușcărie. Și când se vede în pușcărie acolo, se gândește, mă, oare de ce cel pe care eu l-am prezentat lumii nu intervine, mă lasă aici în pușcărie în condițiile astea? Și ascultați ce se întâmplă. Capitolul 11, versetul 2 în Matei. Ioan a auzit din pușcărie despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan, Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, vom vedea un pic mai târziu, spune Hristos despre el, la un moment dat este în dubiu, este în cumpănă, se îndește mare, ăsta e Hristos sau m-am înșelat? Tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Și ascultați, drept răspuns, Iisus le zice la trimișii lui Ioan din pușcărie, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auzi și ce vedeți. Spuneți-le așa, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se predică Evanghelia. Toate aceste detalii le găsim în capitolul 8 și 9 din Matei. Adică atunci când întreb, măi, ce-i cu Iisus al Evangheliilor? Ce să fac cu povestea Lui? Hristosul însuși îmi spune aceste evenimente, aceste lucrări pe care le-am urmărit împreună câteva săptămâni și îmi spun că acestea îl califică, îl identifică pe El ca fiind unicul trimis de Dumnezeu, acela unsul, mesagerul lui Dumnezeu. Și spune prin trimișii lui Ioan Botezătorul, spuneți-i doar ce vedeți și auziți. Deci, dragii mei, ceea ce se întâmplă în capitolul 8 și 9 din Matei, se întâmplă cu un singur scop. Dumnezeu urmărește să trezească în mine convingerea că acesta nu poate fi altul decât trimisul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Acum, hai să urmărim în capitolul 8 și 9 o caracteristică absolut identică tuturor celor care sunt atinși de puterea lui Iisus din Nazaret. Și încep cu capitolul 8, leprosul. Oare ce credeți? Ce l-a determinat pe lepros să se apropie de Iisus să zică așa? Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Ce l-a făcut pe acest lepros? Și am văzut că era plin de lepre, era plin de plăgi deschise, carne vie. Ce l-a făcut să se prăbușească înaintea lui Iisus? Tot dacă încă o dată pe munte să zică, Doamne, dacă Tu vrei, poți să mă cureți. Ce l-a determinat să facă asta? Ce credeți? Mai tare. Credința în El. Credința în El. Merg mai departe. Uitați-vă la acel centurion, sutaș roman, care apelează la Domnul pentru robul lui. Când Domnul spune, ok, o să vin la tine să pun mâna peste el. Nu, stai, Doamne, stai puțin, a zis oficial roman, nu merit. Uite, eu sunt om sub autoritate. Eu dau ordine și execută. Tu ești autoritatea supremă. Zi un cuvânt de un ordin și robul meu se face bine. Știi ce spune Domnul Iisus Hristos? Să citim, 8 cu 10. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. De ce îi spune acestui ofițer roman? Du-te și facă-ți-se după credința ta. Ce l-a mânat pe acest ofițer roman la Iisus? Credința în Iisus. Hai să merg mai departe. Iau, las la o parte vindecarea lui soacrei lui Petru, pentru că acolo este altceva. Merg la potolirea furtunii. Când ucenicii văd că nu mai pot să scoată apa din barcă, apelează la Iisus și îi spune, Doamne, scapă-ne că pierim! Imaginați-vă, ei sunt în corabie cu Cel ce a creat marea și zic, Doamne, nu vezi că noi pierim cu Tine împreună? Și ce le spune Hristos? De ce vă este frică? Puțin? Puțin? Cum? Credincioși! Unde e credința voastră? E cam mică, așa-i? Nu mai departe, capitolul 9. Oare de ce acei bărbați își aduc prietenul paralizat la Iisus? De ce îl aduc? Ce credeți?
Ce i-a prins? Hai să citim un text. Versetul 2. Și iată că i-au dus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut ce? Credința. Da? Hai merg mai departe. Oare de ce mai departe? În capitolul 9 vine Iair la Iisus și uitați-vă cum îi se adresează. Versetul 18. A venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis. Fiți atenți, taților mai ales. Fiica mea tocmai a murit, dar vino, depuneți mâinile peste ea și va învia. Ce-a fost asta, dragii mei? Ce-a fost asta? Adică, acum a murit fiica mea, dar eu cred că dacă tu spui mâinile peste ea, va învia, vino. Credință, așa-i? Dar oare de ce s-a apropiat acea femeie cu emoragie de Iisus? Ce-a mânat-o spre Iisus? În același context. Versetul 22. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a vindecat. Ce au toți aceștia în comun? Ce au în comun? De ce se apropie de Iisus toți aceștia? De ce? Pentru că fiecare are credință. Adică are convingerea că dacă apelează la Iisus, criza îi se rezolvă. Acum ajungem la cei doi orbi. Hai să citim textul 127. Când a plecat de acolo, de unde de acolo? De la înmormântarea lui fiicei lui Iair, transformată într-un mare ospăț, când a plecat de la învierea fiicei lui Iair, rețineți asta, când a plecat de acolo, de la vindecarea, de la învierea fiicei lui Iair, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. Sunt primii în Evanghelia aceasta care recunosc cine este Iisus. Și erau orbi, rețineți. Ăștia n-au făcut seminar teologic, n-au fost la picioare lui Gamaliel, n-au citit o iotă din Tora, că erau orbi. Și au știut cine este Iisus. Ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, ăștia sunt foarte insistenți. Orbii au venit după el, la el. Și Iisus le-a zis, fiți foarte atenți. Când i-au văzut că vin după el, da? De la casa lui Iir, țop, 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 după Iisus, ai milă de noi, fiul David, ai milă de noi, fiul David, ai milă de noi. Și Iisus pare că ignoră. Intră într-o altă casă și țop după el. Ai milă de noi, fiul lui David. Și le pune o întrebare. Hai să fim atenți. Ce întrebare le pune Iisus? Credeți că pot face lucrul acesta? Băi, ce tot veniți după mine? Chiar credeți că pot să fac lucrul ăsta? Chiar credeți că pot să vă redau vederea? Și auziți, da, da, Doamne, credem. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, i-a auziți, facă vise după credința voastră. Am o întrebare pentru fiecare din sală, începând cu mine. Cum ar arăta viața mea dacă mi-aș trăi-o după credința pe care o am în Dumnezeu? Cum ar arăta? Știți cum? Știe cineva cum ar arăta? Mai tare! Amin, soră, exact așa cum o vedeți. Toți ne trăim viața de acum, de aici, de azi, 23 februarie 2014, funcție de credința pe care acum o avem în Dumnezeu. De aceea viața mea și a ta arată cum este. Pentru că se face exact după credința pe care o am în Dumnezeu. Credință sau necredință? Poate mai mult îndoială în viața multora. De ce viața mea este așa apatică cum este? De ce nu pot să stau la un program întreg la biserică? De ce nu pot să vin la două programe într-o zi la biserică? De ce nu pot să vin la rugăciune la biserică? Simplu, dacă ne-aș tu spun eu. Atât este credința ta în Dumnezeu. Doar atâta, invizibilă, ca să nu zic că nu se vede. De ce trăim viețile acestea neputincioase? De ce ne tânguim și ne plângem, vorba de Ieremia? Pentru că asta este micimea credinței noastre. Standardul nostru de viață este în conformitate cu credința pe care avem.
Facă-vi-se după credința voastră. Și așa ni se face, dragii mei, garantat. Nu se face altfel. Adică viața noastră nu putem trăi decât la înălțimea credinței noastre. Și dacă nu ne place cum ne trăim viața, înseamnă că îl înțelegem pe Dan Borza și care uneori mă deranjează, mai Dane. Doamne, mărește-ne credința. Fiecare rugăciune, ați remarcat? Mă gândesc, mai Dane, când ne îndemnă așa, Doamne, cum mai mare credința. Pentru cine zice Dan îndemnul ăsta? Credința noastră determină standardul nostru de viață. Nu, acum, hai să ne uităm un pic la orbii ăștia, că ne învață tare multe lucruri, orbii ăștia. Gândiți-vă că ei n-au văzut niciodată pe Iisus. N-au știut cum arată Iisus. Nu l-au văzut. N-au văzut nici o minune făcută de El. Corect? Este corect, dragii mei? Erau orbi. Nu l-au văzut pe Iisus și n-au văzut nici măcar o minune făcută de Iisus. Este corect? Este corect, dragii mei. Este logic, pentru că erau orbi. Încă o dată. Nu l-au văzut pe Iisus, n-au văzut nici o minune făcută de Iisus. Ei n-au citit nici măcar un cuvânt din Scriptură. Erau orbi, nu puteau. Nu era limbajul pe care l-au astăzi orbi, nu puteau să l-ați citi. Și atenție, este surprinzător că orbii aceștia au văzut ce n-au văzut cei sănătoși din jurul lor. E ciudat. Se spune că orbii au un foarte dezvoltat simț al auzului. Ei percep realitățile pe care noi, care putem să le vedem, nu le percepem. Dacă acest simț fundamental al omului, văzul, este atrofiat sau este anulat, celelalte patru simțuri se dezvoltă, cumva încercând să să contrabalanceze simțul văzului. Da? Nu cred că asta este intuiția lor, ci oamenii ăștia, pentru că n-au putut să vadă, totuși au folosit mintea și inima, ascultând foarte atent la tot ce lumea vorbea despre Iisus. La oamenii ăștia care n-au văzut pe Iisus, cred că și-au pipăit până atunci, nu aveau acces, pentru că alții erau mai rapizi decât ei, fiind orbi, da? Aveau acest handicap. Ei însă au prins fiecare gând despre Iisus, fiecare idee, unde au zis că Iisus și ei, țop-țop, cu prietenii, ai dumă și pe mine, cu dumă că vine Iisus. Ei n-au văzut pe Iisus, dar au fost atenți la fiecare informație care era legată de Iisus. Ei au fost atenți la fiecare detaliu legat de fiecare minune pe care a făcut-o Iisus. Orbii aceștia, dragii mei, au văzut ceea ce n-au reușit să vadă nici măcar preoții, nici cărturarii, nici fariseii, cei care au cu Scriptura în mână și care o citeau în fiecare zi. Orbii ăștia au reușit să vadă că Iisus din Nazaret este de fapt Fiul Dumnezeului cel viu. Și în Ioan 9, după ce Domnul Iisus vindecă acel orb din naștere, face o afirmație extraordinară când zice așa, citez: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, orbii fizici, și nu numai, și cei ce văd, ce pretind că văd, să ajungă orbi. Și zic farisei, nu cumva ne faci și pe noi orbi. Erau săraci orbi. Uneori când auzi mărturii ale oamenilor orbi, rămâi șocat. Să zic mărturia lui Daniel Andreica, de exemplu, care a fost și în biserica noastră. Oamenii aceștia nu-și mai doresc să vadă realitatea fizică. Nu. Ei se mulțumesc de realitatea spirituală pe care o percep prin har, chiar dacă sunt orbi. Foarte interesant. Acum, am ajuns la momentul în care vreau să pun un titlu mesajului meu de astăzi. Adică, tu și tu, pe ce-ți bazezi credința în Hristos? Credința care n-are un suport solid nu-i credința. Nu este credință care se bazează pe nimic, nu-i credința, e poveste, e nimica, e înșelăciune.
Dictonul crede și nu cerceta este o mare aberație. Oamenii care cred cu adevărat în Hristos sunt oamenii ancorați într-o bază solidă în Hristos. Numai cei care îl cunosc bine pe Hristos cred în Hristos. Cine îl cunoaște puțin pe Hristos are o credință mică în Hristos. Și trăim viețile acestea apatice pentru că nu-L cunoaștem bine pe Hristos. Nu pot avea o viață de credință autentică în Hristos dacă nu-L cunosc destul de profund pe Hristos. Credința, deci, trebuie obligatoriu să aibă o bază solidă. Cu cât baza credinței este mai solidă, credința este mai puternică, mai solidă. Cum vine credința aceasta? Cum să fac să crească această credință, să fie mai solidă, mai puternică? Cum să fac? Spuneți-mi cum, dați-mi un sfat. Mai tare. Pavel spune așa, 10 cu 17 Romani, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De unde au avut orbii aceștia o credință așa de mare? Ăștia n-au văzut nimic până atunci. Credința vine în urma auzirii, iubiții mei. Apoi dacă aș fi văzut, eu ai auzit ce a fost în Cluj, mă, a fost o minune în biserica, dacă eram acolo, credeam și eu. Nu credeai. Dacă vedeam eu cum Iisus a deschis ochii la orbii ăștia, nu credeam, că spune că a fost o farsă. Dacă eram acolo când a înviat-o pe fiica lui, nu credeai, spuneai că e leșinată. Tot nu credeai. Credința autentică vine nu în urma unor dovezi pe care le vezi tu, ci în urma unor dovezi pe care le auzi, le procesezi și tragi o concluzie foarte clară și aș putea spune logică. Aceea e credință. Și Pavel spune că noi trăim nu prin vedere, ci prin credință. În Biblie, v-am mai spus, stă scris de peste 400 de ori. Așa vorbește Domnul. Așa zice Domnul. Așa vorbește Dumnezeu de peste 400 de ori. Ce mai îmi trebuie? Ia uitați-vă ce spune Hristos Domnul, ce spune lui Toma la 8 zile după înviere. Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ia uite ce spune Hristos mai departe. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Acum ajung la un moment foarte important și spui tu, cum am spus și eu, ani de zile, Doamne, dacă Tu i te-ai arătat la Toma, dacă el a pretins să te vadă, să pună el mâinile în cicatricele tale, vreau și eu asta. Am și eu dreptul ăsta. Dacă Ioan, dacă Petru, dacă Maria te-a văzut, vreau să te văd și eu. Fiți foarte atenți, stați-mi. Vă spun cum văd lucrurile în Scriptură. Domnul Iisus Hristos și-a adunat 12 bărbați, dintre care unul a fost un trădător. Și cu acești oameni a petrecut 3 ani și jumătate din viața lui. Noaptea, ziua, l-au văzut rugându-se, l-au văzut dormind, l-au văzut frânt de oboseală, l-au văzut plângând, l-au văzut predicând, l-au văzut înviind morți, l-au văzut vindecând, eliberând demoni, l-au văzut la schimbare la față, l-au văzut. L-au văzut înviat din morți și 40 de zile după înviere, zi de zi s-a întâlnit cu ei și i-a învățat. Și s-a lăsat testat, au crezut că este un duc, dați-mi să mănânc, un duc nu mănâncă. L-au atins pe aici, pe acolo, bă, ce gata, el. 40 de zile, bărbații aceștia au fost convinși până în mădvă oaselor că El este Hristosul înviat din morți. Și Duhul Sfânt ia în primire acești bărbați în istorie acum 2000 de ani și scrie istoria cu ei. Cine nu-i crede pe acești bărbați, degeaba așteaptă să-L vadă pe Iisus.
să povățească cu El, ca să creadă în El, neiubiții mei. Dumnezeu, care știe cum ne-a creat, pentru că El ne-a creat, ne-a oferit în Scriptura mult mai multe dovezi decât are nevoie creierul nostru, mintea noastră și inima noastră să creadă în adevărurile biblice. Vă amintiți pilda bogatului și Lazar? Ce a zis acel bogat când a ajuns în chinuri, locuința morților? Părinte Avrame! Părinte Avrame, te rog cum o trimite pe Lazar să spună la frații mei, am încă 5 frați în viață, să le spună că este viață după moarte. Trimite-l, te rog frumos, că îmi pare rău să n-ajungă și frații mei a 5 în locul ăsta de chin, că și ei trăiesc ca și mine, în mizerie, în păcat. Ce a spus Avram? Bă, bună idee! Știi ce a spus Avram? Au, frații tăi, au pe Moise și prorocii, au Scripturile. Dacă nu vor crede ce spun prorocii, Scripturile, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Dar totuși, ascultă-mă bine, Dumnezeu știe cum ți-a creat creierul și inima, așa că a lăsat suficiente dovezi în Scriptura să-L poți crede. Chiar dacă ești orb fizic. Dovadă sunt cei doi orbi. Dumnezeu ți-a oferit și ți-a oferit destule dovezi ca să-L crezi. Întrebarea mea este acum, oare ce se întâmplă cu noi? Uitând capitolul credinței, Evrei 11, de 19 ori apostolul folosește sintagma prin credință, prin credință, prin credință, și Noe, și Avram, și Moise, și Iosif, prin credință, prin credință, în credință, al 20-lea, în credință au murit toți aceștia. Nu se poate, zice el, ca o concluzie, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce îl caută. Ce să facem să crească în noi credința aceasta? Iubiții mei, când Hristos Domnul a trimis apostolii, știți ce poruncă le-a dat? Hai să citim. Marcu 16:15. Duceți-vă în toată lumea, ia auziți, și predicați Evanghelia la orice făptură. Ce Evanghelia? Este viața Mântuitorului, învățăturile și viața Lui. Ceea ce învățăm noi acum pe Matei. Mergeți în toată lumea și predicați la orice făptură, orice om, din orice cultură, de orice statut social, predicați Evanghelia lui Hristos. Cine va crede și va face un act al credinței, o dovadă a credinței, și va boteza, va fi salvat, cine nu va fi condamnat. Biserica lui Hristos a fost mandatată de la începutul, dragii mei, să predice Evanghelia centrată pe viața, pe patimile, pe moartea și pe învierea lui Iisus Hristos din morți. Dacă biserica se defocalizează de pe Evanghelie și învață pe oameni altceva, nu ne putem aștepta la o credință autentică în Hristos. Credința în Hristos se naște cunoscând, învățând, auzind tot ce a făcut Hristos. Și auzirea acestei evanghelii, spune Pavel, lucrează în noi prin Duhul Sfânt, nu știm cum, e harul lui Dumnezeu, lucrează nașterea și dezvoltarea credinței noastre. Și vreau să mă apropie de încheiere cu întrebarea Domnului Iisus Hristos pe care o rostește în Luca 18 și vreau să citesc acest lucru. Partea a doua versetului, 18:8. Dar când va veni Fiul Omului, ia auziți, va găsi El credința pe pământ? Nu biserici, e plin. Se mulțesc și îndej, se mulțesc. Și citeam un articol scris de un pastor american care m-a durut pentru că e atât de real și spunea că în America și nu numai, din păcate, bisericile astăzi nu se înmulțesc prin evangelizare, ci prin transfer dintr-o biserică în alta. Asta nu este o înmulțire a bisericii, nu este o lărgire a împărăției, ci o mutare a credincioșilor dintr-o biserică în alta.
funcție de programele care ne plac nouă și ne încântă pe noi mai mult. E dureros. Și discutam și cu copiii mei, se ocupă de o grupă de studenți în Cluj, în Speranța, tot mai puțini oameni în bisericile noastre, dragii mei, sunt interesați de cunoașterea Scripturilor. Tot mai puțin și e o durere. E o durere. Este o tendință, sigur, inconștientă pentru mulți, de a defocaliza atenția bisericii de pe învățăturile lui Iisus Hristos, de pe Evanghelia lui Hristos, pe anumite practici ale bisericii, care plac mai mult firii pământești. Sigur, ca să-ți folosești mintea și inima și Duhul, e mai greu să citești Scripturile, să încerci să le înțelegi, să te rogi, să te hrănești cu ele, decât să cânți, să te rogi, să faci orice altceva. De ce credeți că biserica noastră în fiecare an are un proiect de citire sistematic a Scripturii? Sunt convins așa de puțin din biserică sunt la zi cu citirea Scripturii. Dar frate, 3 capitole pe zi? Asta e chin, frate! Cine poate 3 capitole pe zi să citească? Păi doar pastorul, că el n-are servici. Dar eu, frate, păi am școală! Am înțeles. Uite-te cât timp navighez pe net și cât timp navighez în Scripturi. Uite-te, dragul meu! Și fac apel la cei cu care vom începe grupa de studiu în 10 martie. Mă rog Domnului să vă ajute până în 10 martie să fim cu lectura Bibliei la zi, pentru că la întâlnire vom discuta și din lectura zilnică. Iubiții mei, credința în Hristos se naște doar în urma auzirii Evangheliei lui Hristos. De aceea mă rog Domnului să dea har Bisericii Betel, cât va exista în orașul acesta, să predice Evanghelia lui Hristos. Că doar asta naște credința în Hristos. Și cei ce au adus pe mutul acela îndrăcit, l-au adus pentru că au crezut în Iisus. Rugăm pe Duhul Sfânt să nască în noi această credință și să o consolideze, pentru că El, Duhul Sfânt, folosește Scriptura ca și sabie a Lui. Și rugăm pe Duhul Sfânt să ia în mână sabia aceasta, să o folosească în noi, ca să-L cunoaștem mai bine pe Hristos. Și cu cât îl vom cunoaște mai bine pe Hristos, credința noastră în Hristos se va dezvolta și va crește. Și vom fi onorați să ni se spună, facă-se după credința voastră, pentru că oricum se face exact după credința ta și după credința mea. Crezi în bani? Se face după credința ta, trebuie să faci bani. Crezi în sex? Treci pentru sex. Crezi în muzică? Treci pentru muzică. Crezi în distracții? Treci pentru distracții. Crezi în Hristos? Treci pentru Hristos. Crezi în sport? Treci pentru sport. Facă-se după credința voastră. Ne convine asta? Ne convine că oricum așa se întâmplă. Fie dar ca Duhul Sfânt să trezească noi interesul pentru cunoașterea lui Hristos, miezul Evangheliei, și astfel să fim mai plini de pasiune pentru Hristosul cel înviat din morți, care ne vrea cu gelozie pentru sine. Amin. Haideți să stăm în picioare și facem o rugăciune în care ducem